Așa cum cere obiceiul, în preajma sărbătorilor de iarnă este timpul mesajelor și urărilor tradiționale. Prin intermediul TV Giurgiu, vicepreședintele Consiliului Județean Giurgiu, Dumitru Gavrilă, și viceprimarul Liviu Popazu se adresează astăzi giurgiuvenilor. Iar pentru locuitorii din municipiul și județul Giurgiu, în preajma sărbătorilor de iarnă, permiteți-mi să le adresez sărbători fericite, Crăciun fericit alături de cei dragi, să fim mai buni, mai darnici, iar anul care va veni, 2016, dragi giurgiuveni, să vă aducă sănătate, prosperitate și tot ce e mai bun pe lume. La mulți ani și la mulți bani, dragi giurgiuveni! Cu ocazia sărbătorii Crăciunului și a anului nou, urez tuturor giurgiuvenilor sănătate, viață lungă, liniște în familie și spor în toate. La mulți ani!